tot ceea ce ni se spune că trebuie să facem, și anume să devenim foarte buni într-un domeniu. Pentru că atunci când devenim foarte buni într-un domeniu, în alte domenii vom deveni foarte răi. Și atunci se creează o polarizare în ființa noastră. Simona Halep, vă dați seama ce muncă pe omul ăsta, unilaterală pe o nișă. Și în mod paradoxal, societatea noastră, care spuneam că este evazionistă, ca să zicem așa, adică ne pune la dispoziție tot felul de mijloace ca să putem să scăpăm de propria ființă. Noi suntem de fapt precum bebelușii, știți? Sunt niște zdrângănele, se găsesc încă în magazine, care face dâng-dâng-dâng și copilul, dacă ți plânge, îi distrage atenția. Zdrângănica asta e sofisticată și e scumpă acum. Se cheamă, nu știu, casă, mașină, bani, femei, jocuri de noroc, nu știu ce, zdrângănele. Și atunci, noi nu facem decât să perpetuăm formele acestea de dezechilibru în care să devenim competitivi, buni, foarte buni sau cei mai buni dintr-un domeniu. Ca formă de supraviețuire. Educația dezechilibrează în măsura în care nu susține o conduită de egală în dezvoltarea tuturor dimensiunilor ființei noastre. Și anume, dimensiunea fizică, care e corelată cu o dimensiune, să spunem, energetică. Dar nu vorbim aici de energie de asta, știi, o energie, ci care o transmit prin palmă. Nu. Vorbim despre energia pe care o avem, o simțiți și acum, cât de obosit ești, când... Noi suntem precum, nu știu, niște bețivi care cheltuim imediat salariul, da? Ne cheltuim energia. Până și felul în care se face sport este până caz pe jos. Ceea ce nu are o noimă, pentru că nu ți risipești toți banii, nu mergi cu mașina până nu mai ai benzină în rezervor. Ai nevoie ca să lași ființa sau sistemul să își gestioneze echilibrat resursele. Nu facem lucruri. Deci revin, fizic, energetic, apoi emoțional. Resursele emoționale sunt atât de puțin explorate. Ce știm? Știm când ne îndrăgostim, ce ne place, când ne vin draci, cât de agresivi suntem și repetăm lucrurile astea într-o manieră compulsivă. Și răspunsurile sunt pe măsură. Pentru că dacă eu acum v-aș spune, fierați-i dracu că de norociți, considerați că aflați ceva de aici, sunt niște proști și incapabili. În acel moment o să îmi răspundeți prin eco. Prost ești tu, bă! Și intrăm într-o formă de competiție, care e mai prost. Varianta 2, înțeleaptă, eu sunt prost, am înțeles, tu ești deștept, probabil că ai o problemă, ești agresiv astăzi și eu ți înțeleg povestea asta. Nu e vorba de înțelegere, e vorba de posibilitatea de a tolera emoțiile contagioase pe care le simțim de la celălalt. Știți câți bani se pierd aici, fraților? În toate instituțiile, unii dintre voi le-au creat și au ajuns sus. Pentru că șeful, în momentul respectiv, nu mai are, și poate că n-a avut niciodată, contact cu propriile mișcări afective. Cred că educația emoțională, relațională, ar fi disciplină de la grupa pregătitoare în grădință, ca să nu spun de cei câți ani au rămas 3 ani de acasă. Noi suntem în fundamentul personalității noastre mișcări emoționale. Opțiunile, toate momentele importante din viață sunt determinate de emoție, nu de cogniție. E fundamental. Și atunci, e nevoie de laboratoare relaționale în care să ne putem dezlănțui ființa emoțională fără să fim sancționați, marginalizați, excluși, da? De câte ori n-ați putut să spuneți până la capăt ceea ce ați simțit și apoi ați avut senzația că celălalt v-a enervat?
veste proastă. Nu există un celălalt decât pentru cei care nu sunt capabili să înțeleagă că noi suntem întregul univers și că celălalt cel mult ne stimulează răni, traume. Și atunci izbucnim. Vestea bună este că noi suntem sursa și atunci responsabilitatea ne aparține și libertatea ne aparține. Vă doresc ca în această viață, ca alta nu știm dacă mai avem, să puteți întâlni oameni prin care să puteți explora mișcările emoționale. Psihoterapia și psihanaliza, de pildă, este unul dintre instrumentele în care suntem antrenați să putem tolera măcar, tot ceea ce celălalt trăiește. Mă refer în domeniul agresiv sau în domeniul erotic, chestiuni care intră cumva în zona de sancțiune sau în zona de dificultate. Pentru că noi ne apărăm de mișcările emoționale. Și am ajuns, deci, și închei, că deja am vorbit prea mult despre asta, fizic, energetic, afectiv. Cognitiv, aici stăm bine. Să mai citești din când în când câte o carte, însă să știți că hărțile cognitive, modelele cognitive ale lumii au o valență, o valoare redusă în calitatea vieții noastre. Și apoi, o altă dimensiune fundamentală este această dimensiune a capacității de conștientizare a tuturor lucrurilor. Cu cât ambitusul de conștientizare, discriminare, realizare al vieții noastre crește, cu atât calitatea vieții crește. Pentru că îți dai seama că problema pe care tu o consideri că o ai astăzi, că ți-a ocupat un loc de parcare, că a crescut euro sau că nu știu ce acțiuni la bancă, se redistribuie dacă realizezi câte miliarde de celule funcționale ai, că suntem pe o planetă, într-un sistem solar, într-un grup local de galaxii și că universul în care trăim este infinit și deci să putem recontextualiza viața noastră. Atunci, ponderea elementelor cosmice pe care le petrecem și pe care ne afectează să se diminueze. Depinde, deci, ambitul de conștiență cât de mare este, în ce orizont trăiești. Și întrebare practică. Când v-ați uitat ultima oară la planeta Marte, să vedeți unde este? Când ați privit ultima oară un crater de pe Lună printr-un binoclu simplu? Când v-ați pus vreodată problema să vedeți o galaxie printr-un telescop și să vă întrebați câți ani lumină primiți atunci prin retină, prin retina care presupune un sistem, numai ăsta, atât de complex, milioane de impulsuri care se duc prin nervul optic în zona de proiecție corticală. Infinit de complex sistemul ăsta, numai care ne permite să privim. Și noi zicem, băi, au scumpit ăștia gazele, băi. Au scumpit gazele și viața nu mai merită trăită. Vai de capul nostru!